Stimați ascultători, vă spunem bun găsit la emisiunea Creștinul Contemporan. Sunt Adrian Jurj, iar alături de mine, în studio, se află pastorul conferențiar universitar Ciprian Terinte, căruia îi spunem bun venit. Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru această nouă invitație de a mă alătura dumneavoastră în studio, de a mă alătura dumneavoastră și radioascultătorilor noștri. Suntem onorați și ne bucurăm să continuăm dezbaterea noastră referitoare la subiectul suferinței prezentă în viața credinciosului. Domnule pastor, care credeți că sunt beneficiile suferinței aflate în viața credinciosului? Ce rol are ea pentru creștinul contemporan? Încă din formularea întrebării reiese că suferința, așa cum am discutat și în emisiunea noastră anterioară, suferința este benefică dacă este abordată corect și despre asta urmează să discutăm. Ea este benefică pentru viața credinciosului, de aceea și Dumnezeu o folosește ca pe un instrument. Dumnezeu nu este originea suferinței, nu este cel care creează, care generează suferința pentru credincios, dar o folosește ca pe un instrument. Este o discuție lungă, nu intrăm în detalii acum, dar trebuie să știm că Dumnezeu folosește, conform revelației Sfintelor Scripturi, Dumnezeu folosește suferința cu diferite scopuri benefice, ca să folosim același cuvânt, scopuri care fac suferința roditoare în viața credinciosului. Aș spune în primul rând că suferința trebuie să aibă în viața credinciosului un rol formator. Am atins deja subiectul acesta în emisiunea anterioară. Spuneam, pe baza scrierii lui Iacov, că suferința sau încercarea în general produce răbdarea, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, astfel încât caracterul nostru să fie desăvârșit, să fie finisat în vederea asemănării noastre cu Domnul Hristos, pentru a fi adecvați planului lui Dumnezeu, pentru a putea face lucrările lui Dumnezeu. Continuând cu această idee, chiar din scrierea lui Iacov, aș merge către o trăsătură, către o achiziție de caracter, să spunem așa, foarte necesară, pe care, conform scrierii lui Iacov, o facilitează apariția sau folosirea suferinței de către Dumnezeu în viața credinciosului. Și aceasta este virtutea înțelepciunii. Pentru că în scrierea lui Iacov se continuă în felul următor. După ce se spune, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic, s-ar părea, la o lectură superficială, s-ar părea că scriitorul biblic schimbă subiectul, fără nicio formulă de comutare. Ceea ce nu este adevărat. Când spune, dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, îți vine să-l întrebi pe scriitorul sacru, parcă vorbeam despre încercare, parcă vorbeam despre digresiune. Dar spune, dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, adică fără reproș, și ea îi va fi dată. Care este această legătură dintre credinciosul aflat în suferință și rugăciunea pentru înțelepciune? Că noi de obicei când suntem în suferință ne rugăm pentru altceva. Fie că împărtășim credința în intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, fie că nu împărtășim, așa cum se întâmplă cu alți credincioși, nu intrăm în detalii doctrinare, dar parcă îți vine să te rogi ca Dumnezeu să facă ceva pentru tine în suferință și primul gând care îți vine este să te rogi pentru alinarea suferinței, pentru ameliorarea stării tale de sănătate. Iacov spune, nu aceasta este cea mai potrivită rugăciune. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune. În accepțiune biblică, înțelepciunea este acea virtute spirituală care îți permite să vezi lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Să vezi lucrurile prin dioptriile revelației divine, cu ochi spirituali. Să vezi, cum spunea unul dintre marii părinți ai bisericii, Ioan Gură de Aur, să le vezi pe cele nevăzute. Așa spunea el. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne le arate pe cele nevăzute. Aceasta este înțelepciunea. Înțelepciunea nu este acumulare de conținut cognitiv, conform Sfintelor Scripturi, înțelepciunea nu este inteligență, da? De câte feluri o fi ea, de vreo 7 feluri de inteligență se vorbește astăzi în cercetarea psihologică. Înțelepciunea este mult mai mult decât atât. Le cuprinde și pe acestea, dar nu se suprapune cu ele. Înțelepciunea înseamnă să folosești toate aceste aspecte despre care vorbeam, conținuturile mentale, conținuturile de învățare acumulate, abilitățile, capacitățile șlefuite pe parcursul vieții, să le folosești pe toate și împreună cu discernământul spiritual oferit de Dumnezeu să poți vedea lucrurile așa cum sunt. Înțeleg așa cum sunt înseamnă așa cum le vede Dumnezeu. Adoptând o astfel de optică, putem înțelege mai bine și rolul suferinței în viața noastră. Cu siguranță. La asta se referă Iacov. Iacov spune, rugați-vă să vedeți suferința așa cum o vede Dumnezeu. Nu vă rugați ca ea să se scurteze. Nu vă rugați în primul rând ca starea voastră să se amelioreze, pentru că dacă suferința, conform acestui text și a multor altor texte vom vedea, dacă suferința este o școală, nu încercați să tăiați din procesul școlarizării voastre. Cine nu duce școala până la capăt, n-ajunge să facă prea multe lucruri în viață. Trebuie să-ți termini școala ca să ajungi să-ți îndeplinești obiectivele profesionale, ca să poți face carieră. Exact așa este și spiritual. Dacă vrei să ajungi la desăvârșirea despre care se vorbește mai sus, trebuie să-ți termini școala. Nu-L ruga pe Dumnezeu să te ajute să chiulești din școala suferinței. Da? Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea discernământul acela de a vedea, de a concepe, de a vedea, de a înțelege suferința așa cum o înțelege El. Să înțelegi beneficiile, să vezi că ea te apropie mai mult de Dumnezeu și n-ar trebui să te îndepărteze. Deci, în esență, suferința trebuie să aibă un rol formativ. Apoi, foarte, foarte pe scurt, aflăm din Sfintele Scripturi că suferința trebuie să aibă și un rol de fortificare, de întărire în credință. Mi-aduc aminte de acel episod al potolirii furtunii, când Domnul se află în barcă alături de ucenicii săi, barca este cuprinsă de furtună, traversau un lac, barca este cuprinsă de furtună, ucenicii intră în panică, Domnul dormea la cârmă, îl trezesc, cuprinși de spaimă, îl trezesc pe Domnul și îi spun, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Și Domnul potolește furtuna, spune, taci, fără gură, potolește acea furtună, se instaurează calmul pe mare și apoi întreabă pe discipoli, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Dumnezeu ne trece prin suferință tocmai pentru ca încrederea noastră în El să fie întărită. Despre ce încredere este vorba? Ucenicii trebuiau să știe atunci că oricât de periculoasă este situația în care se găsesc și oricât de precară este pregătirea lor pentru acea situație, dacă Domnul Hristos este alături de ei, nimic rău nu li se poate întâmpla. Asta trebuie să știm și noi în suferință. De aceea Dumnezeu îngăduie suferința ca să ni se întărească încrederea în El. Dacă suntem cu Dumnezeu, oricât de grea este suferința noastră, ea nu se va sfârși într-un dezastru. Suferința aceea are un deznodământ pozitiv atâta vreme cât rămânem alături de Domnul și atâta vreme cât îl păstrăm pe Domnul în barca vieților noastre. Un eveniment similar, o experiență similară au ucenicii atunci când traversează iarăși lacul, trec prin furtună, dar Domnul nu este cu ei, ci vine la ei umblând pe mare. Vine la ei umblând pe mare, marea se potolește și atunci când ucenicii înspăimântați se întreabă cine este acela, pentru că nu mai văzuseră cine a văzut așa ceva, să meargă cineva pe ape, mai ales pe apele învolburate, Domnul le spune, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Suferința are și rol revelator. În suferință îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Fie că Dumnezeu intervine supranatural și experimentăm personal puterea vindecătoare, puterea restauratoare a lui Dumnezeu, fie că Dumnezeu În acea suferință ne învață, ne mângâie, ne încurajează și experimentăm altă latură a puterii lui Dumnezeu, dar cu siguranță, dacă îi suntem ascultători lui Dumnezeu, dacă rămânem în credință, dacă avem încredere în Dumnezeu, suferința ni-l descoperă, sau prin suferință Dumnezeu ni se descoperă mai mult decât prin alte experiențe. De fapt, în suferință Dumnezeu ne descoperă despre sine lucruri pe care în alte contexte nu le-am putea învăța. De aceea, suferința este în primul rând un context de învățare. Este reconfortant să înțelegi faptul că Dumnezeu, prin intermediul suferinței, poate fortifica credința individului. Și de aceea ajungem la conștiința că Dumnezeu urmărește consolidarea relației dintre noi și El și totodată beneficiul nostru etern. Sigur, dacă stăm bine și ne gândim, cea mai prețioasă comoară a creștinului, din toate timpurile, că noi vorbim despre cel contemporan, da? Cea mai prețioasă comoară a creștinului este cunoașterea personală, experimentală, nu doar teoretică, cunoașterea lui Dumnezeu. Să spunem la modul general, cunoașterea transformatoare a lui Dumnezeu. Pentru că o adevărată cunoaștere a lui Dumnezeu preschimbă lăuntric ființa umană. Și atunci, ce dobândim noi în suferință? Dobândim un capital de cunoaștere de Dumnezeu pe care în alte contexte, spuneam, nu-l putem dobândi. Așadar, în suferință, Dumnezeu ne dă cele mai prețioase comori, cele mai alese comori. Iată, mă gândesc aici la experiența lui Iov, pentru că l-am nedreptățit vorbind atât de puțin despre el în emisiunea anterioară. Îl aminteați foarte nimerit pe Iov în contextul discuției noastre, pentru că este unul dintre prototipurile biblice ale dreptului care suferă fără să aibă o explicație. Asta este de fapt dilema teologică a lui Iov, dilemă pe care prietenii săi încearcă să o rezolve sau pretind că o rezolvă, dar foarte superficial și, bineînțeles, incorect. Este un rezultat incorect acela al exercițiului lor teologic, să spunem așa. Al silogismul lor are o concluzie greșită. Da, o concluzie greșită. Și la sfârșitul experienței sale, când știm, Iov suferă, am zice noi, pe nedrept, da? În sensul că nu a păcătuit cu nimic, așa cum îl bănuiau prietenii săi. Prietenii săi au un silogism superficial, foarte simplu, dar superficial, spun în felul următor: păcătosul suferă, dreptul este fericit. Așadar, Iov, dacă suferi, ești păcătos. Da? Deci altă cauză nu există. Iar Iov știe că nu a greșit înaintea lui Dumnezeu și totuși suferă. La sfârșitul acestei experiențe, când Dumnezeu îi se descoperă, când Dumnezeu are un dialog cu Iov, deși iarăși Iov nu poate cuprinde, bineînțeles, cu mintea sa umană complexitatea revelației divine, niciunul dintre noi nu o vom putea face niciodată, dar iată care sunt cuvintele lui Iov din deznodământul acestei experiențe. Iov 42,5, citez din Sfânta Scriptură, spune: urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Da? Și nu este vorba despre ochiul fizic, ci este vorba despre acel ochi spiritual, ochiul înțelepciunii spirituale despre care vorbeam adinaur. Deci Iov, un om drept înaintea lui Dumnezeu, care explora cu atâta sârguință căile lui Dumnezeu, care a respectat legea morală a lui Dumnezeu, spune: până acum cunoașterea mea a fost superficială, mi-e rușine de cât de superficial am fost până acum. Urechea mea doar auzise vorbindu-se despre tine. Ce știam eu despre tine era o șoaptă vagă. Acum însă ochiul meu te-a văzut. Care este diferența între a auzi despre cineva și a vedea pe cineva? O diferență, nu? O diferență majoră, foarte mare. Or, această diferență a produs-o în viața lui Iov instrumentul suferinței. Iov spune: deși nu înțeleg toate lucrurile, nu pot să spun că am explicații exhaustive la tot ceea ce mi s-a întâmplat și ce se întâmplă pe pământ, totuși suferința mă ajută să te văd mai clar, să te contemplu mai bine. Mă duce cu gândul la expresia apostolului Pavel că prin intermediul suferințelor ne facem părtași suferințelor Domnului Iisus. Cunoaștem această latură a lui Dumnezeu care, iată, El însuși suferă. Dar întrebarea mea este dacă suferința umană poate avea implicații soteriologice, implicații ce ne pot conduce la mântuire sau care să aducă mântuire în viața noastră. Da, acum după discuțiile pe care le-am avut, răspunsul la această întrebare este mult mai ușor de dat, pentru că eu cred că răspunsul este în mod neechivoc afirmativ. Da, suferința este folosită de Dumnezeu tocmai pentru desăvârșirea noastră în vederea salvării noastre. Iată, și atunci când noi rătăcim, da, în momentele noastre de derivă, de ambiguitate morală, când rătăcim de la calea voiei lui Dumnezeu, Dumnezeu tot suferința o folosește pentru a ne readuce pe calea voii sale, atâta vreme cât suferința este asumată, cum spuneam, cu credință, adică cu încredere în Dumnezeu. Pentru că foarte mulți creștini își imaginează că în contextul suferinței a avea credință înseamnă a crede că Dumnezeu va interveni supranatural pentru scurtarea suferinței, că Dumnezeu are o soluție miraculoasă pentru izbăvirea noastră de suferință. Ori dacă suferința este instrumentul folosit de Dumnezeu pentru desăvârșirea noastră, Dumnezeu hotărăște cât stăm acolo, în acea școală a suferinței. A avea credință în suferință înseamnă a avea încredere că Dumnezeu știe ce face și că tot ce face El face spre binele nostru. De aceea, la asta mă refer când spun că dacă suferința este abordată cu credință, atunci cu siguranță ea duce la apropierea noastră de Dumnezeu, la desăvârșirea noastră, la finisarea caracterului nostru, a omului lăuntric, la o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu, la întoarcerea noastră de pe căi rătăcite, așa cum spuneam, ori toate acestea sunt componente de substanță, componente fundamentale ale ceea ce noi numim procesul mântuirii noastre sau al salvării noastre. Și ce trebuie să mai știm este faptul că suferința este inevitabilă. Nu trebuie să ne imaginăm că oamenii mai drepți suferă mai puțin, că cei mai păcătoși suferă mai mult, că poate Dumnezeu are mai multe de îndreptat la ei. M-aș opri doar asupra unui text din 1 Petru, epistola 1 Petru, în care un alt scriitor biblic inspirat, încerc să folosesc o diversitate cât mai mare, un spectru cât mai larg de scrieri biblice care vorbesc despre suferință, ca să vedem cât de mult vorbește Biblia despre beneficiile suferinței. Scriitorul biblic inspirat ne spune că atâta vreme cât călcăm pe urmele Domnului Hristos, vom avea de suferit. Nu explorează cauzele acestei suferințe, sau o face foarte puțin în epistola sa, dar spune în felul următor. Citesc unul dintre textele referitoare la suferință din epistola 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 20. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Toată lumea trebuie să sufere dacă a făcut rău. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Da? Adică se poate suferi când ai făcut ce este bine. Nu suferim pe măsura păcatelor noastre. Și iată ce spune foarte important, ce spune mai departe scriitorul biblic. Și la aceasta ați fost chemați. Interesant. Nu știu cum să mă stăpânesc, să nu fiu răutăcios când abordez versetul acesta, dar nu știu cum pot unii creștini care citesc Scriptura să își imagineze, să spună, să susțină că omul lui Dumnezeu este chemat la o fericire pământească, dacă se poate, fără intermitențe. Că omul lui Dumnezeu, creștinul, este destinat bunăstării prezente. Când Scriptura spune clar, la suferință ați fost chemați, fiindcă, iată care este cauza, care este principiul, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Deci, atâta vreme cât ne urmăm exemplul, pilda, atâta vreme cât călcăm pe urmele Lui, suferim. Este foarte clară ecuația aceasta a vieții creștine. Și ca să ne arate din nou că nu suferim neapărat pentru că suntem nedrepți, pentru că suntem păcătoși, cum spun unii ca prietenii lui Iov de altă dată, ești păcătos, ești blestemat dacă suferi. Despre Domnul se spune așa: El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit nu răspundea, dar la batjocuri, când era chinuit nu amenința. Și acum, ci se supunea dreptului judecător. Adică Dumnezeu este drept și atunci când noi suferim pe nedrept. Da, știu, necesită multe clarificări acest aspect. Cred că timpul nu ne permite, dar asta înseamnă să ai credință. Chiar dacă știi că suferi pe nedrept, adică nu suferi din cauza păcatelor tale, chiar dacă știi că ești angajat pe o cale ascendentă a cunoașterii lui Dumnezeu și totuși suferi, Dumnezeu este drept în tot ceea ce face. El știe ce face. El știe mai bine ce are de făcut. Da, minunat. Privindu-L pe Domnul, văzând că suferința a fost o constanță în viața Lui și totuși a acceptat ca în orice moment să se facă voia Tatălui Ceresc, putem să adoptăm și noi acest mod de gândire de a accepta voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Haideți să mergem mai departe și să urmărim acel moment când suferința va fi eradicată. Unde credeți că se găsește remediul pentru vindecarea noastră, pentru condiția aceea în care să nu mai putem fi afectați de boală? Da, remediul total și definitiv pentru orice suferință umană se găsește în lucrarea răscumpărătoare și restauratoare a Domnului nostru Iisus Hristos, de care ni se face parte prin credință și o relație personală cu El. Și când spun relație personală cu El, asta nu exclude închinarea comunitară, integrarea în corpul eclesial al bisericii. Dar unul dintre efectele, unul dintre rezultatele majore ale jertfei Domnului nostru Iisus Hristos și învierii Lui, pentru că trebuie luate împreună, a fost acela de a birui răul cu toate ramificațiile Lui, cu toate efectele Lui, a birui răul, a birui moartea. Prin jertfă și înviere, Domnul nostru Iisus Hristos l-a biruit pe cel rău, l-a biruit pe diavolul, a biruit suferința, a biruit moartea. Asta înseamnă că atunci când Domnul nostru Iisus Hristos va reveni și își va instaura împărăția, Scriptura spune că în împărăția Lui va locui neprihănirea sau dreptatea, adică ceea ce este desăvârșit. Ei, tocmai de aceea creștinul trebuie să se angajeze de pe acum, prin harul lui Dumnezeu, în acest proces, spuneam, un proces evolutiv al asemănării cu Domnul Hristos, ceea ce noi numim procesul sfințirii. Trebuie să se sfințească, să devină tot mai asemănător cu Hristos. Este mereu într-un proces de construcție de sine către frumusețea pierdută a chipului dumnezeiesc care se găsește în Hristos. Și când Hristos va reveni, atunci nu va fi înnoit și restaurat de plin doar sufletul omului. Înnoirea sufletului care se produce acum va fi desăvârșită, dar Sfânta Scriptură, Dumnezeu prin Sfânta Scriptură ne spune că mântuirea noastră va fi desăvârșită prin aceea că va fi desăvârșit, va fi restaurat și trupul nostru. Vor fi restaurate și trupurile noastre. Învățătura creștină despre înviere este una a învierii în trup. Și care va fi transformat într-o asemănare a lui Hristos, exact, pe care îl vom vedea. Exact. Nu este doar viață după moarte, existență după moarte, ci este existență în trup după moarte. De aceea Apostolul Pavel spune că și creația, Romani 8:19, și creația așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, da? Adică revenirea Domnului Hristos, când se va da pe față cine sunt adevărații fiii lui Dumnezeu. La asta se referă descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci creația a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu speranța însă că și ea va fi eliberată din robia stricăciunii și acum, ca să aibă parte de eliberarea slavei copiilor lui Dumnezeu. Și după aceea, în versetul 23 se spune, și nu doar ea, creația, Se referă la universul creat, la natură, dacă vreți. Și nu doar ea, dar și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului. Cele dintâi roade ale Duhului sunt virtuțile pe care noi le avem acum, virtuțile sufletești. Acum procesul salvării noastre este în derulare. Și apoi spune, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Deci vom ajunge prin harul lui Dumnezeu, datorită biruinței repurtate de Domnul Hristos prin jertfă și înviere, vom ajunge la restaurarea trupului nostru. Un trup fără durere, fără boală, fără mortalitate, fără degradare. Este interesant cum Domnul Iisus, adoptând natura umană, a luat parte la experiența umană respectiv. Da. A trăit boala, a trăit suferința și moartea, iar noi, luând parte la natura Domnului Iisus și ajungând să fim transformați asemenea Lui, vom dobândi în cele din urmă firea dumnezeiască. Da, vom dobândi firea dumnezeiască. De fapt, la asta se referea unul dintre teologii răsăriteni când spunea Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să se poată face asemenea lui Dumnezeu. Care are caracteristica imortalității. Da, da, la nemurire. La asta se referă Sfântul Apostol Ioan când zice în ziua aceea când va reveni El, vom fi ca El. Vom fi cu El și vom fi ca El. Nu înseamnă că devenim persoane divine, ci vom avea fire dumnezeiască. Și firea dumnezeiască neavând sfârșit, fiind nemuritoare și noi vom fi nemuritori și aceasta este viața veșnică pe care ne-o promite Dumnezeu în Hristos Domnul și la care lucrează Dumnezeu și prin suferință. Și iată că atributul infinității lui Dumnezeu în altruismul său ne este împărtășit. Ne este comunicat, da, ni se transferă. Vă mulțumim pentru informațiile prețioase pe care ni le-ați transmis, domnule pastor. Am discutat astăzi despre atitudinea creștinului în fața bolii, împreună cu pastorul conferențiar dr. Ciprian Terinte. Am văzut că suferința nu este determinată nici de hazard, nici de un Dumnezeu aspru, ci ea este tocmai dovada inconturnabilă a iubirii sale părintești față de noi. Așadar, în toate suferințele noastre, să ne întoarcem privirile către Dumnezeu și să avem certitudinea că El este cu noi chiar și în cele mai dureroase stări prin care trecem. Și că prin toate acestea Dumnezeu lucrează mântuirea noastră. Domnule pastor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și de data aceasta mi-a făcut mare plăcere să discutăm împreună și să interpretăm împreună, să tâlcuim în măsura în care Dumnezeu ne-a ajutat tainele sale minunate. Vă spun la revedere noastră și radioascultătorilor noștri. Stimați ascultători, sunt Adrian Jurj și vă spun la revedere și pe curând.